stimate telespectatoare, stimați telespectatori, vă salutăm de aici, din Cluj-Napoca, din studioul Credo TV, de unde vă transmitem o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Tema acestei ediții este despre puterea rugăciunii și despre responsabilitatea noastră de a ne ruga, așa cum ne învață însăși Domnul Iisus, rugați-vă neîncetat ca să nu cădeți în ispită, cum i-a învățat de fapt pe ucenicii săi. Mă bucur să o am alături de mine în studio pe Ana Tatar Andras, care vine din North Carolina, o româncă foarte harnică în ale scrisului, autoare a 4 cărți și alte câteva în pregătire. Bun venit, Ana! Mulțumesc! Mă bucur că v-am găsit cu bine! Unii dintre telespectatori te cunosc deja de la alte emisiuni pe care le-am realizat împreună anul acesta sau acum 2 ani, dar probabil că sunt telespectatoare, telespectatori care acum te văd prima dată. De aceea te-aș invita ca tu singură să ne prezinți cele 4 cărți care îți poartă numele și apoi o să ne întoarcem la tema pe care deja am anunțat-o, la rugăciune. Da, mulțumesc frumos! Mă bucur să vă prezint cărțile mele. Prima carte pe care am scris-o este cartea Deschide-mi ochii. Este o carte de meditații biblice zilnice bazate pe Evanghelia după Ioan. A doua carte este cartea Biruiește. Este o carte de bătălie spirituală, o carte care ne învață să ne rugăm după voia lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu și care ne îndeamnă să biruim răul prin bine. Și când trecem prin stările grele pe care le avem în viața noastră, suntem îndemnați să știm să folosim cuvântul lui Dumnezeu spre binele nostru. Și această carte este o carte pe care o iubesc foarte mult și le doresc tuturor ascultătorilor noștri să biruiască în viață și mai ales să biruiască răul prin bine. A treia carte este cartea Schimbă-mi inima, cartea de meditații biblice zilnice bazate pe cartea Isaia. Aș spune că Isaia este o carte extraordinară care ne prezintă caracterul minunat al lui Dumnezeu și care ne îndeamnă să ne întoarcem din robia păcatului, să lăsăm ca lumina lui Hristos să alunge întunericul și să ne bucurăm de caracterul lui Dumnezeu. Cartea Inim lângă inimi, a patra carte, este o carte de meditații biblice zilnice bazate pe cartea Faptele Apostolilor. În această carte ne bucurăm de persoana, prezența, lucrarea, roada și darurile Duhului Sfânt. Ne întoarcem înapoi la valorile bisericii primare și apreciem înțelepciunea lui Dumnezeu și oamenii înțelepți care au format biserica, aceste învățături minunate care ne ajută și pe noi să avem valorile lui Dumnezeu în bisericile noastre. Și cărțile acestea se găsesc și în varianta tipărită și în varianta electronică și alături de ele, în varianta electronică, se mai găsesc cu ajutorul blogului meu anatatarandras.com. Pe partea dreaptă, dând click pe imaginea cărților și urmând pașii arătați, obțineți varianta electronică a acestor cărți și, de asemenea, cartea La început Dumnezeu, și într-un an de zile, aproximativ, cartea Fiul meu, regele meu, cartea La început Dumnezeu, carte de meditații bazate pe cartea Geneza, iar Fiul meu, regele meu, este o carte de meditații biblice bazate pe Evanghelia după Matei. Din ce mi-ai spus cu o altă ocazie, cred că această ultimă carte, Fiul meu, regele meu, va fi lansată și în limba engleză. Din această carte am ales 44 de meditații și le-am organizat pe perioada a 44 de săptămâni. Cu așa câteva întrebări care i-ar ajuta pe cititori să dea câteva răspunsuri, cam o propoziție pe zi, referitoare la adevărurile scrise în meditația respectivă. Va fi un moment de cercetare pentru fiecare cititor, să vadă ce îi vorbește Dumnezeu
personal prin meditația citită. Cartea se va numi Pearls, Perle, și i-am dat și o oarecare altă întorsătură a lucrurilor. Am organizat într-un fel în care părinții ar putea să-și educe copiii prezentându-le caracterul lui Hristos, care devine și caracterul nostru. Și chiar ca și subtitlu am adăugat în engleză Teaching Children Real Values, pentru că mi-am dat seama că aceasta este cea mai mare valoare pe care părinții pot să o lase ca moștenire de credință copiilor, celor ce vin după ei. Și aici aș spune ceva, pentru că nici eu nu am copii, prin nașterea mea, doar copii spirituali, m-am gândit la cei care nu au copii, că și ei pot să lase o moștenire în urmă copiilor din jur, copiilor din vecinătate sau profesorilor care nu au copii, dar predau, cum am fost și eu în învățământ, m-am bucurat de acest cadou minunat pe care Dumnezeu mi l-a dăruit, să fiu în preajma copiilor în anii în anii 91-2000, m-am bucurat să am în fiecare an aproximativ 300 de elevi cărora le-am împărtășit din cunoștința mea despre Dumnezeu, dând mai departe această moștenire de credință și cunoașterea adevărurilor biblice. Aceasta mi-aș dori și prin cartea Pearls. Și m-am gândit foarte mult, fiind în America, să dăruiesc ceva și celor din America și tuturor vorbitorilor de limbă engleză, tocmai pentru faptul că m-au primit cu atâta generozitate în această țară și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru locul în care m-a așezat și îmi doresc să slujesc și această țară, scriind și în limba engleză. Frumoase planuri și Domnul să-ți ajute. Mulțumesc. Și am vrea să vedem, eu personal am aceste cărți, dar abia aștept să văd și această carte Perle, Pearls, și le-a început Dumnezeu, finalizate, și să putem să ne hrănim sufletește și spiritual din ele. Am văzut o intensă activitate pe blogul tău, primesc newsletterul zilnic, cu excepția ultimelor săptămâni în care s-a întâmplat ceva și apoi am înțeles că ai fost în concediu în România, deci ești aici cu noi, dar tu ne trimiți în fiecare zi încurajări, meditații care prind foarte bine. Ultima postare pe care eu am văzut-o este una legată de rugăciune, o invitație la rugăciune, și aș vrea să ne spui mai mult despre această inițiativă. Da, mă bucur foarte mult pentru această chemare, această invitație pe care vreau să o adresez tuturor ascultătorilor și prin voi, dragi ascultători, aș vrea să ajungă și la mai mulți ascultători. Să spuneți tuturor din jur că există o chemare. În primul rând, Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm și eu prin această postare chem poporul la rugăciune. Și aș începe printr-o definiție a rugăciunii pe care o găsim scrisă în Matei 7:7. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Această invitație la rugăciune este o bucurie mare, în primul rând, pentru mine și pentru toți cei ce iubesc rugăciunea. Dar în această postare aș vrea într-un fel mai organizat să ne rugăm, pentru că noi credem în unitatea Duhului Sfânt. Chiar și versetul, dacă doi sau trei se unesc în rugăciune, ne spune ce mare putere are unitatea și unitatea o dă Duhul Sfânt. Deci dacă Duhul Sfânt pune pe inima dumneavoastră să vă alăturați acestei oștiri, care acum este mică, dar nădăjduiesc că Dumnezeu o va face o mare oștire, așa cum este titlul acestui post, o mare oștire. Dumnezeu nădăjduiesc să ne adune prin Duhul lui cel Sfânt, să formăm o oștire, o armată de luptători, să ne luptăm pentru casele noastre și pentru casa lui Dumnezeu. Ca să rămânem noi în ascultare de Dumnezeu și să avem biserici sănătoase și biserici din care Duhul Sfânt să nu plece, din care Domnul Iisus Hristos să nu fie dat afară la ușă. Am în minte o imagine din Apocalipsa. Iată, eu stau la ușă și bat.
cu siguranță că Domnul Iisus a fost în biserică, în biserica din Laodicea, că stătea la ușa bisericii din Laodicea și se pare că a fost dat afară, dar el n-a plecat, ci a stat la ușă și bătea, ca și cum ar fi spus: vreau din nou să fiu în mijlocul vostru, vreau din nou să domnesc în biserica voastră. Aceeași bătaie este la inima noastră în fiecare zi. Domnul Iisus vrea să domnească în inima noastră și această lucrare vrea să o facă Domnul în fiecare zi. Este o decizie zilnică pe care o avem de luat, să lăsăm pe Domnul Iisus să troneze în viața noastră. Sau această rugăciune, această chemare la rugăciune este într-un fel organizat și este în felul acesta. Am vrea să ne rugăm în fiecare zi și în fiecare zi am vrea să avem o unitate și în citirea cuvântului. Să unim rugăciunea cu citirea și cu milostenia. Deci rugăciune, post, milostenie împletite cu cuvântul lui Dumnezeu. Am hotărât să facem puțin mai mult decât rugăciune, pentru că așa ne cere și cuvântul lui Dumnezeu. Eu m-am rugat și în urma rugăciunii Dumnezeu a pus pe inima mea să scriu acest post și să chem poporul la rugăciune. Eu am un grup de rugăciune, de fapt, acolo, în North Carolina. Surori de la Baptist și de la Pentecostal, ne unim o dată pe lună și mijlocim înaintea lui Dumnezeu. A fost un timp când ne adunam o dată pe săptămână. De o perioadă am rărit aceste întâlniri odată pe lună, pentru că avem distanțe mari și am observat că am început să șchiopătăm și am zis: nu ne lăsăm, fetelor, nu ne lăsăm. Chiar dacă ne adunăm numai odată pe lună, să ne adunăm, să ne amintim că noi zilnic suntem într-o unitate a Duhului și ne rugăm în fiecare zi și nu ne lăsăm. Și am de gând să rămân chiar dacă ne împuținăm. Nu las grupul acesta, pentru că deja ne formăm și virtual grupul care aparține acestui articol pe blog, acestei mari oștiri, și vrem să continuăm, chiar dacă unii mai școpătează, să nu renunțați de tot. Reveniți înapoi, chiar dacă aveți probleme sau vacanțe sau sunteți plecați undeva, reveniți înapoi la marea oștire, când puteți, reveniți și cereți această putere de la Dumnezeu să fiți consecvenți și perseverenți, să nu ne lăsăm. Sunt multe obstacole, sunt multe chemări, dar totuși această chemare este înaltă. Dumnezeu ne face chemarea aceasta: rugați-vă neîncetat. Și mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Deci am considerat să ne rugăm în fiecare zi după cartea Proverbele. În fiecare zi vom citi capitolul respectiv zilei respective. În data de 1 citim Proverbe capitolul 1. În data de 2 citim Proverbe capitolul 2. În data de 25 citim Proverbe 25. Și pentru că astăzi este ziua de 25, vreau să facem un exemplu, să știm cum să facem. Întotdeauna, și eu sunt foarte vizuală, și întotdeauna când vedem un lucru, parcă știm cum să-l ducem mai departe, cum să-l aplicăm. Și vreau să facem acest exercițiu. Eu o să te rog pe tine să citești din Biblie câte un verset și voi face o încercare de rugăciune pe marginea acestor versete, dar să știți, dragi ascultători, că Duhul lui Dumnezeu vă va învăța cum să vă rugați biblic. Luați un verset și vedeți cum Duhul lui Dumnezeu vă învață să vă rugați prin Biblie. Așa că te rog frumos, începe versetul. Și fac pauză după fiecare verset? După fiecare verset eu spun rugăciunea mea pe versetul respectiv. Iată încă câteva din pildele lui Solomon strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Eu aș spune: Doamne, îți mulțumesc pentru pildele lui Solomon, care a avut îndemnul să scrie. Sau îți mulțumesc și pentru oamenii care, lui Ezechia, care au păstrat în scris aceste pilde pentru ca și eu să le citesc. Amin. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Doamne, eu știu că Tu ai multe lucruri ascunse, dar eu vreau să le caut și Te rog, ajută-mă să cercetez aceste lucruri, ca Tu să mi le descoperi. Înălțimea cerurilor și adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse.
Doamne, sunt multe lucruri nepătrunse. Tu ești înalt, cerurile sunt înalte, pământul este adânc, dar Tu îmi vei descoperi pas cu pas și din înălțime și din adâncime și în inima mea lucrurile nepătrunse. Tu mi le vei descoperi. Amin. Scoateți gura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Doamne, vreau să fiu un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Doamne, depărtează pe cei răi din jurul meu. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locuri celor mari, căci este mai bine să ți se zică suie-te mai sus decât să fii coborât înaintea voivodului pe care ți-l văd ochii. Doamne, ajută-mă să văd starea în care Tu m-ai pus, să nu mă înalți și să nu-mi părăsesc locul în care Tu m-ai așezat. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Doamne, ajută-mă să nu mă grăbesc la ceartă. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia. Doamne, ajută-mă să apăr pricina, să-mi apăr pricina împotriva aproapelui meu, dar să nu dau pe față taina altuia. Ca nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău ca să nu se mai șteargă, care să nu se mai șteargă. Doamne, ajută-mă să nu fiu umplută de rușine prin faptele mele și să nu-mi iasă un nume rău. Un cuvânt spus la vreme potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Doamne, ajută-mă să spun cuvinte potrivite la vremea potrivită. Ca o verigă de aur și ca o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Doamne, ajută-mă să fiu înțeleaptă. Care coarea zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Doamne, ajută-mă să fiu un sol credincios și prin vorba mea să înviorez pe cei de lângă mine. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Doamne, ajută-mă să nu mă laud cu dărniciile mele niciodată. Prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Doamne, dezvoltă în mine răbdarea și ajută-mă să am o limbă dulce. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și să o vergi din gură. Doamne, ajută-mă să am măsură în toate lucrurile. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Doamne, ajută-mă să știu cum să mă port cu aproapele meu. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Doamne, ajută-mă să nu fac o mărturisire mincinoasă. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Doamne, ajută-mă să-mi pun încrederea în Tine. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Doamne, ajută-mă să știu cum să mă port când un om este în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Doamne, ajută-mă să știu cum să mă port cu vrăjmașii mei. Căci făcând așa adun cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Ajută-mă să împlinesc nevoile celor care sunt vrășmași. Dorind să primesc răsplată de la Tine. Vântul de miază noapte aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Doamne, ferește-mi limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Doamne, ajută-mă să nu fiu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit,
Așa este o veste bună venită dintr-o țară îndepărtată. Doamne, ajută-mă să fiu aducătoare de vești bune. Ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Doamne, ajută-mă să nu mă clatin în fața celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere. Tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Doamne, ajută-mă să nu alerg după slava mea. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Doamne, vreau să fiu stăpână pe mine însumi. Amin. Deci m-am gândit așa că este important să vedem adevărurile din Scriptură și să cerem ca Dumnezeu să ne lumineze cum să ne rugăm pe marginea versetelor Scripturii. De multe ori noi ne rugăm pentru problemele noastre și suntem tentați să vedem numai problemele noastre. De aceea m-am gândit să ne rugăm pe marginea versetelor din Biblie. Deci cam așa arată un model pe zi. Putem să scurtăm. Dumnezeu dintr-un verset ne atrage atenția a unui simplu lucru și pentru acel lucru să ne rugăm. Deci în fiecare zi ne rugăm așa. Pe urmă, am ales o zi specială de post pe săptămână. Este ziua de miercuri. Și în ce privește postul, am dat câteva detalii pe blog. Mulți au probleme medicale. Și eu am o problemă și încep de luni și de marți și mă mai rog Domnului și spun, Doamne, Tu știi că vine miercurea, te rog să mă ajuți. Te rog să mă ajuți măcar până la miaz, spun așa. Eu am cădere de zahăr, nu am diabet încă, dar am niște căderi mari de zahăr și trebuie să le țin sub control. Așa că eu, care sunt în problemă, am înțelegere față de alții care spun că nu postesc, că nu pot să postească, dar mai există o latură a postului. Nu mai postim. Asta este adevărul. Întreb pe mai mulți și din biserică și chiar nu de mult am văzut o emisiune la televizor. Postiți, domnule? Nu. Cei mai mulți au spus că nu postesc. Sau unii dintre ei spuneau că la Paști și la Crăciun. Deci și în bisericile evanghelice puțin mai postesc, tot mai rar se vorbește despre post, chiar și în bisericile noastre. Și vreau să spun că n-am vrut să vorbesc nimic despre mâncare și nici nu vreau să vorbesc nimic despre mâncare, doar atât, că nici mâncarea nu ne ajută, parcă nu mai rezistăm. Eu nu mai rezist cum am rezistat în tinerețe. Nu mai rezistăm să postim cum am postit mai de mult. Dar asta nu este o scuză. Vreau să vă spun că postul se face prin puterea lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne bazăm pe Dumnezeu că El ne ajută. Dar aici trebuie să fim și înțelepți dacă avem probleme medicale și Dumnezeu ne va lumina pe fiecare cât putem să postim. Dacă postim 2 ore, dacă Dumnezeu ne spune să postim 2 ore și le postim așa cum cere El, postul este primit. De aceea să nu ne legăm de orele câte le postim, ci să ne gândim care este postul plăcut. Și să citim și din Isaia care este postul plăcut Domnului. Și să ținem în minte că ziua de miercuri este o zi de post și rugăciune și milostenie. Aici te-aș ruga să dezvolți un pic textul din Isaia despre postul plăcut Domnului. Știu că una dintre cărțile tale este bazată pe cartea Isaia. Dacă vrei să ne spui așa liber sau să ne citești din carte niște sfaturi legate de cum să postim. Deci este postul negru când nu se mănâncă nimic, pe care cei mai mulți dintre evanghelici îl recunosc, sau jumătate de zi sau zi întreagă. În ce privește postul din Isaia 58, să citim de la versetul 6. Iată postul plăcut mie, desleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Deci acesta este un post pe care mulți dintre noi îl recunoaștem. În primul rând se referă la relația noastră cu alții.
felul în care ne raportăm la alții. Eu de multe ori mă rog așa, împreună cu soțul meu, Doamne, nu mă lăsa să am cu nimeni nimic. Împotriva nimănui nimic. Vreau să iubesc pe toți oamenii, vreau să nu mă gândesc nici cum arată, nici ce vorbesc, nici cum se poartă, deși aceasta este prima reacție. Să vedem. Analiză. Da. Și mă rog, Domnule, ajută-mă să nu mă opresc aici, ci să dăruiesc har celor care nu știu cum să se poarte. Într-un fel am o înțelegere că oamenii nu știu cum să se poarte, oamenii nu știu cum să-și rezolve problemele, mulți din cauza problemelor se poartă urât, mulți sunt flămânzi și sunt nervoși și se poartă urât. Eu știu și de la soțul meu, când îi flămând, câteodată e nervos și le întreb, Hani, ți-i foame? Și atunci rezolv problema ușor. Dar se poate că suntem nervoși și pentru că suntem nestăpâniți și din alte motive. Nu întotdeauna cunosc motivațiile care stau în spatele purtării celor din jur. Dar problema mea nu este cum se poartă alții, problema mea este cum eu mă port. Acțiunile și reacțiile mele sunt importante. Așa că acest text ne învață să nu fim răi și să nu ținem pe alții robi prin neiertare, prin judecată, prin resentimente, prin apăsare cu vorba sau alte feluri de asupriri. Și aș spune aici, că este așa de important cum se poartă bărbații cu femeile. Probabil că femeile care sunt căsătorite și au bărbați mai duri și mai... Noi suntem foarte diferiți și învățăm toată viața cum să fim înțelegători unii cu alții. Bărbații sunt foarte diferiți de femei și femeia de multe ori nu îl înțelege pe bărbat și bărbatul de multe ori nu înțelege pe nevastă. Nu de mult am auzit o explicație amuzantă a unui om. Zicea, eu o cunosc pe nevastă mea ca o carte, din scoarță în scoarță, dar niciodată nu știu la ce pagină este. Chiar dacă avem impresia că suntem căsătoriți de 20-30 de ani, unele lucruri nu le știm rezolva. Și să nu ne apăsăm unii pe alții, să dezlegăm aceste relații în căsătorie, oricât de dure ar fi soții noștri, oricât de rău s-ar purta cu noi, dragi surori, dragi femei, vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos să-i iubiți, să-i acceptați, să treceți cu vederea și să rugați pe Dumnezeu să vă dea acea tărie sufletească, să nu țineți necaz pe ei. Să nu-i lăsați să vă asuprească prin neiertarea față de ei. Orice ar face și orice ar fi, vă spun, eu sunt cea mai fericită când îl iert pe soțul meu, chiar dacă nu-și cere iertare, chiar dacă nici nu știe ce mi-au făcut, uneori sufăr și el nici nu știe că sufăr. Și nu mai vreau să-i spun ca să mai creez alte probleme. Zic, Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă să iert. Și iartă-mă și pe mine că mă supăr sau iartă-mă că spun ce nu trebuie. Să deslegăm aceste lucruri ca să putem să postim în felul în care îi place lui Dumnezeu. Dacă nu postim așa cum cere Dumnezeu, nu ne este primit postul, nu ne este primită rugăciunea. Trebuie să iertăm pe copiii noștri. Mulți dintre noi avem copii neascultători. Mulți avem relații grele cu socrii, socrul, soacra, din partea soției sau a soțului, părinților. Relațiile sunt foarte grele. Trebuie să învățăm să trecem cu vederea, să iertăm, să iubim, ca să putem să ne rugăm și să postim și să facem milostenie. Aceste lucruri trebuie să le împletim, să putem să avem biruință. Nu câștigăm nimic că ne supărăm, nu câștigăm nimic că suntem amărâte, că ținem mânie, că ne supărăm pe soții noștri, pe socrii noștri, pe soacra noastră. Nu rezolvăm absolut nimic. Să iertăm, să dăm drumul.
să fim eliberați. Și rugăciunea are și partea asta de eliberare. Să proclamăm eliberarea lui Dumnezeu peste noi, peste soții noștri, să ne rugăm ca ei să fie dezlegați de aceste robii. Unii dintre noi avem colegi de la locurile de muncă care ne asupresc. Să iertăm, să trecem cu vederea, să cerem eliberarea lui Dumnezeu. Până nu eliberăm, postul nostru nu ajunge la valoarea pe care ar trebui să o aibă și la eliberarea pe care trebuie să o aducă. Rugăciunea, postul și milostenia aduc eliberare în viața noastră. Și numai Dumnezeu poate să ne ajute să iertăm așa pe cei care ne fac rău. Numai El poate să ne ajute. Și apoi se spune, scuză-mă că te întrerup, se spune adesea că, mai ales în România, te iert, dar nu pot să uit. Ce crezi despre modul acesta de iertare? Este conform cu Isaia 58 sau este o iertare ușoară? Nu este iertare. Această expresie nu este iertare. Și mă doare foarte mult pentru că o aud mereu ca și glumă. Te iert, dar nu te uit. Chiar dacă nu este vorba despre așa ceva, gluma aceasta este așa de repetată. Te iert, dar nu te uit. Aceasta arată caracterul nostru firesc. Noi nu vrem să iertăm, dar pe de altă parte ne pedepsim pe noi înșine. Pentru că dacă nu ne iertăm, dacă nu iertăm pe alții, noi suntem pedepsiți, suntem ținuți, suntem legați. Noi nu avem libertatea nici în alte relații. Când nu iertăm pe cineva, nu suntem liberi să iubim nici pe alții. Biblia ne spune, iubește-ți vrășmașii, fă bine celor ce-ți fac rău. Deci noi nu putem să zicem te iert, dar nu te uit. Ci iertarea noastră trebuie să meargă mai mult decât o simplă te iert sau o cerere de iertare sau rezolvare superficială. Implică mult mai mult. Deci iertarea nu se poate face fără rugăciune, fără post și poate chiar și milostenia. Trebuie să dăruim. Trebuie să dăruim un zâmbet. Trebuie zâmbetul, un zâmbet nu costă nimic și face așa de mult. Când ne întâlnim să dăm un zâmbet, deschide relația ca să putem să rezolvăm problema. Când ne întoarcem pe cealaltă parte a străzii sau ne întoarcem capul de la persoana cu care suntem în conflict, problema nu se poate rezolva. Să ne străduim să zâmbim, care un zâmbet ne ajută. Ne ajută, e un început și ca și cum ai zice, Doamne ajută, Doamne ajută, sau ce mai faci? O deschidere a relației poate să fie o rezolvare. Foarte mulți dintre noi avem probleme nerezolvate și nu avem propășire și nu avem izbândă și Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea. Mulți dintre noi nu realizăm că rugăciunile noastre nu ne sunt ascultate. Pentru că rugăciunea Tatăl nostru spune și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. De multe ori nu înțelegem că iertarea noastră este condiționată. Dumnezeu ne iartă dacă noi iertăm. Iertarea noastră este condiționată. Deci dacă noi nu iertăm, nu suntem iertați. Dacă noi ne rugăm și nu suntem iertați, rugăciunea nu este ascultată. Rugăciunea nu are putere. Îmi place un exemplu cu vindecarea slăbănogului, când Domnul Iisus îi zice, iertate-ți sunt păcatele. Și este contestat atunci de farisei și el se apără și spune, dar ce este mai simplu să spun, iertate-ți sunt păcatele sau ridică-ți patul și umblă? Ei, ca să vedeți că am putere ca să iert păcatele, eu poruncesc slăbănogului, ridică-ți patul și umblă și el a umblat. Și pe mine această situație m-a făcut să văd că de fapt, înainte ca să-l vindece, trebuia să ierte păcatele. Și probabil că și noi, înainte ca să ni se vindece boala, înainte ca să ni se rezolve problema, avem nevoie să ni se ierte păcatele. Numai că nu ni se iartă dacă nu iertăm și noi. Problema este că suntem foarte bolnavi și nu realizăm cât de bolnavi suntem. Dacă am realiza cât de mare nevoie de vindecare am avea, ne-am rugat mai mult și am iertat mai mult. De multe ori mă gândesc la vindecarea sufletului, că de multe ori suntem bolnavi și în trup, pentru că suntem bolnavi în suflet. Boala sufletească apasă trupul
și uneori îl îmbolnăvește. Și un om care este vindecat însufletește, primește putere să aibă grijă și de trupul lui mai mult. Și depresia este o boală care atacă trupul. Și în momentul în care problema... Depresia este o boală spirituală, de cele mai multe ori. Dar există, depresia este de mai multe feluri, dar cea mai populară depresie este depresia spirituală, pentru că oamenii nu știu cum să-și rezolve problemele. Și problemele zilnice, chiar și lipsurile și nevoile, lipsurile materiale sau neînțelegerile din familie sau pentru multe dintre femei este neînțelegerea față de soț și presiunea pe care el o pune asupra ei sau societatea o pune asupra femeii. Femeia astăzi face așa de multe lucruri și este implicat, este peste măsura ei. Și eu am impresia uneori că mă avânt în lucruri și uneori mă rog, Doamne, nu mă lăsa să mă avânt în lucruri prea multe, să mă împrăștiu în prea multe lucruri, să mă obosesc și să nu mai fac lucrurile la care Tu mă chemi. Există tendința noastră femeilor și pentru că naștem copii, să avem grijă de toate lucrurile, și de copii, și de casă, și de familie, și mai vrem și la lucru, și mai vrem implicație și în biserică, și în toate, parcă am vrea să rezolvăm și problemele soților. Uneori le spunem, stai că rezolv eu. Și toate aceste probleme, toate aceste implicații aduc probleme asupra trupului, asupra spiritului și nu mai ne descurcăm și cădem foarte ușor în depresie. Și așa Dumnezeu ne învață ca să stăm mai mult în rugăciune, să primim de la El lucrurile bune pe care trebuie să le facem. Sunt multe lucruri bune pe care le facem la care Dumnezeu nu ne cheamă. Și de aceea rugăciunea ne ajută să cernem lucrurile și să ajungem să recunoaștem chemările Lui. Să facem lucrurile bune la care El ne cheamă, nu la care ne cheamă lumea și alții din jur. Revenind la această postare pe blog, aș vrea să mergem puțin mai departe și la milostenie, dacă nu cumva ai tu mai alte întrebări referitoare la post. Nu, o să revin. Haide că mai sunt numai vreo 15 minute din emisiune și aș vrea să atingem și aspectul acesta, mai ales că și în textul citit din Proverbe 25 era o referință să nu ne trâmbițăm milosteniile, da. Cum să facem milostenia ca să fie cu adevărat de efect. Da. Pentru că poate nu ne dăm seama și anulăm efectul făcând... Da. Publicitate. Sau... De multe ori ne gândim să facem bine altora. Este și în noi această dorință să facem bine altora și ne simțim bine să-i ajutăm pe alții. Felul în care noi putem să facem milostenie sau dărnicie este diferit de la unul la altul. Să știți că și în acest domeniu trebuie să ne rugăm, Doamne, ajută-mă să știu la cine să fac un bine. Poate chiar în timpul zilei. Pentru că este mult bine de făcut, putem să spunem, Doamne, dacă mă gândesc cât bine e de făcut, nu mai fac nimic, pentru că e prea mult. Eu nu pot să port atâtea poveri, eu am atâtea nevoi, am atâtea probleme, nici eu. Și eu m-aș bucura alții să-mi facă milostenie. Dar gândirea este foarte importantă, felul în care noi privim milostenia este importantă. Trebuie și să dăm și să primim. Și să lăsăm pe Dumnezeu să ne împlinească și dorința aceasta de a primi. Unii oameni nu știu să primească. Eu am fost în multe ocazii în care am dăruit și oamenii au spus, nu, mulțumesc frumos, nu am nevoie. Și eu am făcut aceeași greșeală. Am dăruit unui om care nu avea nevoie de darul respectiv și a zis, uite, eu chiar nu am nevoie de așa ceva. De aceea am ajuns la concluzia că trebuie să mă rog, Doamne, spune-mi Tu ce bine să fac eu astăzi. Tu știi că am multe lucruri de făcut și multe nevoi, dar un singur bine, dacă Tu mă ajuți astăzi să fac, te rog frumos, ajută-mă. Și binele pe care Dumnezeu îl cere este iar personal, foarte personal, ca și relația lui Dumnezeu, care este foarte personală. Uneori Dumnezeu ne spune să dăm o vorbă, să dăruim o vorbă bună unui om care are nevoie. Alteori să dăm un sfat, poate mai mult decât o vorbă bună, un sfat. Și aici sunt persoane calificate să dea sfaturi și aș încuraja pe cei care au această nevoie de a cere sfat să se roage
și să ceară Domnului lumină. Doamne, unde să mă duc? Cui să cer ajutorul? Este important să primim un sfat bun. Sunt oameni calificați care pot să dea sfaturi bune, dar nu este suficient. Trebuie să fie și oamenii lui Dumnezeu, care sunt calificați și din punctul de vedere spiritual. Pentru că învățătura este bună, dar dacă este numai informație, nu este de ajuns. Trebuie să aibă în spate puterea lui Dumnezeu. De aceea să căutăm oameni care au dat sfaturi, care au adus o anume îmbunătățire în viața altora. Mai ales în bisericile noastre, este nevoie de oameni pregătiți de Dumnezeu să dea sfaturi bune. În ce privește latura spirituală, sunt foarte multe nevoi și sunt puțini oameni calificați. De aceea, pentru că sunt foarte multe nevoi, aș sfătui telespectatorii noștri să se roage Domnului ca să aducă în viața lor oameni. Pentru că Dumnezeu, uite și acum, a dus pe mine din America până în România, nădăjduiesc și mă rog Domnului cineva să fie zidit și ajutat în problema pe care o are. Dar așa cum Dumnezeu m-a adus pe mine din America în România, Dumnezeu poate să ducă din Cluj în București pe cineva doar pentru o zi, pentru un sfat pentru cineva. Să experimentăm minunea lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu aduce așa o persoană folosită de El și pregătită de El în viața noastră, suntem într-adevăr zidit sufletește și experimentăm promisiunile lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu și spunem, da, Dumnezeu astăzi a trimis un om în viața mea care a răspuns nevoii mele și mi-a dat exact ce am avut nevoie. Și atunci putem să lăudăm pe Dumnezeu, să spunem, Doamne, cât de mare ești și cât mă iubești. Este cântarea, Doamne, da, cât de mare ești cât ne iubești. Și cât ne iubești. Da, și cred că sfaturile acestea trebuie să vină printr-o călăuzire a Duhului Sfânt, să nu fie doar, pentru că nicio rețetă nu se potrivește la fiecare. Da. Nu poți să am un sfat bun pentru tineri sau un sfat bun pentru văduve sau un sfat bun pentru slujitori și tot timpul să-l spun același. Trebuie să am o călăuzire și să vorbesc în viața aceleași persoane prin Duhul Sfânt și atunci se recunoaște de fapt că e Dumnezeu cel care dă sfatul. Da. Există multe posibilități, tot în natura spirituală, să facem ceva pentru cineva. Rugăciunea. Rugăciunea este o dărnicie pentru cineva. Când eu mă rog pentru cineva, îi dăruiesc ceva. Când eu petrec timp cu cineva. De exemplu, eu acum am avut nevoie și de transport. Am o prietenă, Vali, este prietena mea, care a făcut multă dărnicie, multă milostenie pentru mine. M-a dus, m-a hrănit, m-a găzduit. Este o milostenie care pentru mine a fost o mare binecuvântare. Am avut nevoie de ea. Este o altă milostenie când avem nevoie de anumite persoane care să ne ducă la spital sau să ne ducă într-un alt oraș. Sunt atâtea, orice nevoie este ca o milostenie pe care Dumnezeu o vede, o apreciază și orice renunțare la mine de dragul altuia este o dăruire, o milostenie, o dărnicie, un har. Dumnezeu ne-a așezat pe unii lângă alții pentru că avem nevoie unii de alții. Și Dumnezeu ne învață să trăim în relații ca să ne împlinim nevoile unii altora. Să știm că toți suntem niște mari nevoiași. Unii dintre noi suntem mai bogați în cele spirituale, alții suntem mai bogați în cele materiale. Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Toți suntem, nu există doi la fel, nici măcar gemenii nu sunt la fel. Dumnezeu ne-a creat tocmai ca să ne împlinim nevoile și materiale și spirituale. Și eu m-am dus mult pe nevoia spirituală, dar și nevoia materială trebuie să o ating. Noi românii ne plângem de multe ori că nu, și ne comparăm cu cei mai bogați și cu Europa și cu America și uităm să dăruim din ceea ce avem. Dumnezeu ne învață că nu trebuie să dăruim lucruri mari, ci și lucruri mici. Și un bilet de autobuz, ca unui om care nu are bilet de autobuz, este o dărnicie. Este o dărnicie și 100 de lei și 1000 de lei și milioanele. Tot dărnicie sunt.
Din ceea ce avem, Dumnezeu nu ne cere niciodată să dăm din ceea ce nu avem sau să dăm din ceea ce nu suntem. Noi trebuie să dăruim și din ceea ce avem și din ceea ce suntem. Și Dumnezeu va prețui dăruirea noastră, dar și dărnicia vine pe măsura relației noastre cu Dumnezeu. Este un pericol să dăruim ca să ne acoperim conștiința sau faptele noastre rele. Noi nu putem să spunem: Doamne, i-am dat 100 de lei unui sărac, acum fii și tu bun cu mine și iartă-mă. Deci nu putem să facem târg cu Dumnezeu. Noi trebuie să punem lucrurile la locul lor. Dărnicia așa are calea ei, rezolvarea problemelor și a iertării prin rugăciune și are partea ei. Cuvântul își are partea lui, trebuie să ținem lucrurile în echilibru. Rugăciunea, postul, milostenia. Dumnezeu ne va călăuzi cum să dăruim la vremea potrivită. Să ne rugăm: Doamne, călăuzește-mă, Doamne, luminează-mă, cine are astăzi nevoie de un mic ajutor din partea mea? Și când experimentăm lumina asta de sus, noi și suntem zidiți sufletește și creștem în relația cu Dumnezeu. Și așa ne unim unii cu alții și împărăția lui Dumnezeu este zidită, crește și noi suntem mai bucuroși și bisericile noastre devin mai vii și mai călduroase. Și am zis că noi ne rugăm pentru casele noastre și pentru bisericile noastre, trebuie să ținem echilibru între casele noastre și casa lui Dumnezeu. Nu putem să ne izolăm în casa noastră să facem ceva și în biserică să mergem să frumușel pe bancă și îi lăsăm pe oameni să trudească fiecare în familia lui și în dreptul lui. Trebuie să facem unitatea și în bisericile noastre, să ne rugăm pentru păstorii noștri. Dragii mei, unde aparțineți, rugați-vă pentru cei care se ostenesc în biserica voastră, să le faceți un pic de dărnicie. Vreau să vă întreb, în dreptul fiecăruia, când ultima dată l-ați invitat pe păstorul vostru să se roage împreună cu familia voastră? Nu trebuie să îi dați averile voastre păstorului vostru. Cea mai mare avere este rugăciunea. Păstorii s-ar bucura să-l chemați la rugăciune mai mult decât la masă. De multe ori îi chemăm pe păstorii noștri și soțiile sau noi femeile, toată ziua gătim să punem masa, un milion de feluri pe masă și stăm și mâncăm și povestim și neglijăm rugăciunea. Vă încurajez să faceți toate lucrurile simplu, pentru că păstorii s-ar bucura să vă audă sufletul, să vă audă că vă rugați și pentru el. Păstrați-i în rugăciune și el are probleme și soțiile păstorilor au probleme și copiilor au probleme și să ne îi susținem în rugăciune pe păstori, pe lucrători, pe dirijorii de cor, pe dirijorii de cor, pe misionari, pe cei ce lucrează în școli, profesorii de religie, să-i susținem în rugăciune pe cei care vizitează bolnavii, pe văduvele și orfanii din bisericile noastre. Sunt atâtea categorii de oameni neglijați, dintre care îi văd pe văduve și pe orfani, ca cea mai neglijată categorie din societatea noastră. Și v-aș încuraja, dacă Domnul vă pune pe inimă să faceți milostenie, în special pentru văduve și pentru bătrâni. Mă gândesc la părinții noștri, mă gândesc la bătrânii noștri care ne-au dăruit această frumoasă moștenire de credință, să-i purtăm în rugăciune să-și sfârșească cu bine alergarea pe pământ. Sunt mulți bătrâni pe care nu-i vizitează nimeni. Eu acum în America mă duc și vizitez un aviziel de bătrâni și văd cu lunile nimeni din familie nu-i vizitează. Sunt singuri, stau toată ziua în cameră. Să nu-i uităm pe cei care sunt spre apus și să îi păstrăm în rugăciune pe părinții noștri și pe toți cei dragi ai noștri. Mulțumim, Ana. Este momentul să ne luăm rămas bun de la telespectatori și îți mulțumesc încă o dată, înainte să finalizăm emisiunea, pentru inițiativa de rugăciune și nădăjduiesc ca
tot mai mulți să se înscrie la acest lanț de post și rugăciune. Amin. Și generația noastră, că nu mai pot să zic țara pentru că este internațional, să fie schimbată și să fie, amin, binecuvântată după voia lui Dumnezeu. Amin. Amin. Și tu să fii binecuvântată și Domnul, mulțumesc, să-ți răsplătească pentru tot ceea ce faci. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Dragi telespectatoare, dragi telespectatori, ați ascultat-o pe Ana Tătar Andras din North Carolina, Statele Unite, și aș vrea să închei cu un verset pe care dânsa l-a postat pe blog, invitându-ne la post și rugăciune. Versetul din Iacov 5:16. Rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dragi telespectatoare și telespectatori, haideți să ne rugăm, haideți să ne purtăm poverile unii altora, să postim și să facem milostenia despre care am vorbit, oferind un zâmbet în dar, oferind o încurajare și, bineînțeles, din bunurile noastre materiale, dar să nu uităm că toți semenii noștri și fiecare dintre noi suntem lipsiți de apreciere, de încurajare, de prețuire, și o milostenie în sensul acesta este binevenită fiecăruia dintre noi. Să fiți binecuvântați, fiți milostivi și fiți oameni ai rugăciunii, și să ne vedem cu bine peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile la Credo TV.